radio radioascultători, vă salut la o nouă ediție specială. Astăzi vă invit la o discuție alături de Georgeta Tihu, care a înființat o mică afacere producând hăinuțe în stil tradițional pentru copii. Georgeta, bine ai venit la Radio Vocea Speranței! Bine v-am găsit. Bună ziua și mă bucur că mi-ați înaintat o invitație pe care am acceptat-o cu mare drag și vă mulțumesc de susținerea pe care ne-o acordați dumneavoastră. Uh, pentru început vreau să ne spui ce reprezintă pentru tine Tihus Embroidery, fiindcă așa se numește afacerea pe care tu o conduci. Uh, da, o întrebare foarte interesantă. Să vă spun sincer, odată ce am rămas însărcinată, speram foarte mult că o să avem gemeni împreună cu soțul. Dar Dumnezeu a vrut așa să ne dea doar o fetiță pentru început și această mică idee a apărut tot în această perioadă și noi am spus că a fost, a fost ca al doilea copil al nostru. <laughs> da, pentru că ă, aveam timp, eu, bănuia, eu așa spuneam că am timp și pentru ceva suplimentar în afară de copilul care, care venise. Trebuie să le spunem radioascultătorilor noștri că tu nu vii din zona asta de design vestimentar sau din domeniul croitoriei și tu ai studii în domeniul economiei. Vreau să ne povestești cum a fost această trecere la tine. Da, așa este. Eu am făcut studii economice și am, am activat pe o perioadă de aproape 10 ani într-un mic centru de business. Am început, de fapt, cu activități sociale într-o asociație. După care, treptat, am trecut la partea mai mult economică și nu aveam tangenție, la momentul respectiv, cu, cu acest domeniu. Dar viața le aranjează câteodată nu așa cum te aștepți. Și, respectiv, dintr-o pasiune, probabil, am ajuns creez aceste străiții pe care eu le consider minunate pentru bebeluși și mă gândesc că sunt apreciate. Dar cum ți-a venit ideea, iată, anume să faci, să faci aceste straie și să folosești broderia? Da, sora mea avea și ea un, o, un hobby, la momentul cela ea a creat tablouri sute brodate, tot manual, tablouri pentru bebeluși cu datele de naștere, cu uh, datele, uh, greutatea, uh, înălțimea copilului. Deci ca un certificat de naștere, niște lucrări extraordinare care implicau foarte multă muncă frumoasă în ramate. Și respectiv m-am gândit ce aș putea oferi și eu complementar aceste idei și ne-am gândit împreună că aș, aș putea să uh, merg cu partea de străițe, de bătez și am putea face împreună o ofertă uh, potențialilor clienți, o ofertă completă, străițele de băteți și tablourile personalizate. Uh, vreau să te întreb când ai înțeles tu că ai putea face o afacere, iată din, din această pasiune. Când a fost, cum a fost momentul? <laughs> uh, am încep, am reali de fapt de mult mă gândeam că ar fi interesant pentru mine să lucrez pe cont propriu. Dar da, curajul a venit cu greu, dar mă gândesc că nu, nu este întâmplător, pentru că pentru a face un pas înainte, Uh, ai nevoie de timp de o idee care să se coacă să știi ce urmează să faci să ai instrumentele necesare și odată ce am simțit că uh, este apreciat ceea ce fac că persoanele care au primit în dar străițele pe care le, le cream au fost impresionate și apreciate, mi-am zis de ce nu merg mai departe uh, pentru că îmi place ceea ce, ce obțin și persoanele sunt încântate. În, în special, erau uh, foarte entuziasmate persoanele care au emigrat din țară, dar tradițiile, valorile le-au păstrat în suflet și au revenit la mine, poate, suplimentar cu o cerere, văzând la cineva uh, străițile. Uh, vreau să te întreb care au fost primii pași, iată, în, în lumea aceasta a afacerilor? Ce ai făcut tu primul, primul lucru? Am cercetat, am cercetat în primul și în primul rând piața și m-am gândit dacă produsul meu ar avea o. o dacă produsul meu ar fi solicitat în, într-o scară mai mare, ținând cont de faptul că pe piață, la momentul acela, erau hăinuțe pentru copii, dar erau create din stofe și, și, naturale, dar și cu adaus de poliester. Și în momentul acela am văzut pe piața românească că există un producător ce, ce creează țesături tradiționale românești. Respectiv, de aici a pornit și um, ideea că aș putea să îmbin um, cu, um, broderia, dar să utilizez țesături durabile, naturale, din in, din bombac, din uh, uh, pânza de casă care la urmă, îmbină toate tradițiile noastre tradiționale. Deci m-am gândit că ar fi o idee bună dacă crezi ceva atunci să fie original și durabil și aceste hăinuțe să rămână, să treacă din generație în generație pentru copiii copiilor pentru care le-am creat. Vorbeam mai devreme că la început de cale și chiar acum tu faci niște cursuri, ai beneficiat de un sprijin în cadrul anumitor programe. Vreau să ne dai mai multe detalii. Cine a fost acolo alături de tine și de afacerea ta? Da, într-adevăr am obținut careva granturi pentru că nu am avut toate sursele financiare necesare pentru momentul respectiv de a avea o producție mai mare, uh, sunt uh, recunoscătoare uh, organizației ODIM pentru că au fost uh, alături de mine și au crezut în ideea mea, mi-au dat un start uh, și datorită lor sunt uh, la moment, uh, la început, dar sper pentru o creștere pe, pe viitor. V-ați procurat utilaje sau ați investit într-un site sau ce, ce ați făcut din, din acest program? Da, am um, utilajul, l-am cumpărat datorită investiției respective, uh, site-ul a fost creat tot din acești bani și alte servicii necesare pentru management. Cum este poziția ta de femeie de afaceri? Iată, ce părere ai tu despre această nouă postură, fiindcă până nu de demult erai angajată și acum ești în, într-o altă într-o altă poziție. Cum ți se pare? Este diferență pentru că se acumulează o responsabilitate foarte mare și anume trebuie o, un, să pui un accent foarte mare pentru fiecare lucrare pe care o faci, pentru că atunci când o oferi mâna unui uh, client sau unei persoane care a achiziționat la tine, uh, pentru mine este, un, uh, am scopul ca uh, să văd bucurie în acești ochi. Da? Și e o, o, o enormă recompensă, anume bucuria din ochii oamenilor. Uh, Femeia de afaceri da, eu înțeleg, e, e frumos spus, dar sunt foarte, foarte multe responsabilități. Și atunci când faci un produs bun, calitativ, durabil și care rămâne o amintire frumoasă pentru alți oameni, deci eu cred că aceasta e, în primul rând. Asta e menirea și scopul A, da, tău. Da, da, da. Cu Așa această afacere. Dar care sunt cele mai mari impedimente, iată, pentru, pentru a începe o afacere, pentru o femeie care vrea să să facă ceva la noi în, în Republica Moldova? Niște obstacole cu care te-ai întâlnit și tu? Știți, eu nici nu știu dacă există aceste obstacole, pentru că când o femeie dorește să facă ceva, nu pot să spun că nu există, dar ea le trece pe toate. Um, principalul să fie scopul. Și toate cele uh, obstacolele care noi la un moment dat poate și le vedem, uh, ar trebui să le transformăm în oportunități și să spunem uh, că, uite, este un challenge pentru noi ca să mergem mai departe și să transformăm un obstacol, anume, într-un scop pe care trebuie să-l atingem. Uh... Voi de curând ați început să participați și la târgurile Camara fiesta apropo, iată, radioascultătorii noștri care nu vă știu, pot să vă găsească acolo ca să vină să, să vă vadă lucrările. Cum îți se pare această experiență? Faptul că sunteți față în față cu potențialii clienți, consumatorii, dar și această atmosferă, fiindcă ești alături de zeci de femei care, care produc la fel ca tine. Da, este o oportunitate foarte mare pentru noi pe care ne-a oferit-o doamna Crudu prin intermediul târgurilor Camara Fest. Este o comunitate de femei foarte, foarte primitoare, prietenoasă și intrând acolo am simțit că suntem tot acasă, suntem înconjurați de oameni care au scopuri bine definite, oameni care vor să creeze ceva pentru cei de acasă și vor să o facă acasă. E, e ceva frumos și de fiecare dată când suntem acolo, în primul rând, atmosfera și colegialitatea, apoi bucuria celor, bucuria sau admirația din ochii celor care ne văd produsul nostru, nostru ne oferă o mare încredere și este ca un promotor a ceea ce facem în continuare. Ne oferă o energie necesară pentru încă o săptămână de lucru sau încă o lună de lucru sau chiar și o vară de lucru. Datorită acestui târg, anul acesta am avut o, o vizibilitate foarte foarte mare pentru noi și îi suntem foarte recunoscătoare doamnei Crudu și evenimentului pe care îl creează. Dar care sunt produsele voastre de bază? Vreau să ne descrii, iată și aici la noi avem un, un set de botez, dar vreau să ne spui tu un cuvinte. Ce aveți voi pentru fetițe, pentru băieți, pentru adulți, poate? Da, noi în special deci ne... Uh, orientăm pentru uh, a ajuta nașii sau părinții să organizeze partea vestimentară a bebelușului pentru ocazii precum botezul în creștinarea. Respectiv, ne-am gândit ca uh, un naș de botez să nu alerge în 10 magazine și să găsească articolele necesare. Am structurat... Uh, seturi de străițe de botez și trusouri de botez. Seturile de străițe avem pentru băieței cu broderie manuală, pe pânze tradiționale românești, durabile și pentru fetițe la fel. Un set pentru fetițe include rochița, botoșei, bentița sau scufița, deja în dependență de solicitare. Trusouri pentru băieții este cămășuța, pantalonii, bătoșei. Suplimentar se creează și căciulița sau alte articole de care are nevoie clientul. Trusourile deja includ străițele, precum le-am numit acum, și suplimentar se personalizează prosopul pentru botez și o pânză, o pânză de mir, un metru pe un metru, tot personalizat cu nume și cu textul pe care îl solicită persoană solicitantă. Doritorii vă găsesc pe rețele de socializare da? da. și acolo iau o legătură cu dumneavoastră. Da, așa este. Avem și un site pe TSMD da? și rețele de socializare, Facebook, Instagram, suntem permanent acolo. Poate nu tot timpul răspundem în același uh, moment pentru că suntem și uh, um, implicați și în producție, dar uh, tot timpul suntem. Răspundem. Ce te motivează pe tine personal iată, să, să faci toate acestea? În primul și în primul rând, mă motivează faptul, cum am mai spus, atunci când ofer un set creat, pentru mine, în mie mă oferă o energie extraordinară, mulțumirea clientului și fericirea din ochii lui. Pentru că ce poate fi mai important decât o mămică care își uh, îmbracă copilașul. Am fost și eu uh, în momentele celea când copilul meu a fost mic și toți părinții de fapt suntem așa, dorim să îi îmbrăcăm frumos și ne se pare că uh, hăinuța pe copilul nostru stă cel mai bine. Dar uh, străițile noastre fiind prodate manual, fiind uh, cu o uh, mare valoare tradițională în spate, Um, sunt respectiv apreciate și uh, cea mai mare uh, motivație pentru mine este să văd un client mulțumit, recunoscător și care să spună eu am să te recomand și la alții, eu am să mai vin la tine, am să vin pentru că îmi place ce faci. Aceasta este topul. <laughs> um. Vreau să te întreb cum a reacționat familia ta și cei dragi, cei cunoscuți, cei apropiați, fiindcă sunt multe cazuri când își manifestă neîncrederea și scepticismul față de ceea ce urmează să faci, sau din contra ei te-au susținut și au venit cu idei și cu, cu toată această susținere? Am simțit o susținere. Să spunem, da, de la început, ca peste tot, a fost un pic de. Dar probabil că faptul că am mers mai departe și nu am abandonat în acele momente când a fost careva mici da, <laughs> neclarități, probabil că a crescut credibilitatea. Vreau să vă spun că este o idee de, de familie. Mergem împreună cu sora tot, tot aici în această afacere și soțul meu este tot implicat și suntem, da, o echipă, o echipă și pe plan familial și pe plan de afaceri. Foarte frumos. Uh, Georgeta, vreau acum un ultim mesaj să le adresezi radioascultătorilor noștri, ceva care, care ai vrea neapărat să ajungă la, la inimile lor, ceva din partea ta. Um. Aș spune că nașterea unui copil este tot timpul o foarte mare bucurie în fiecare familie. Și acest motiv uh, ar putea să ne apropie de aceste de de mămici și de tătici uh, de, de nași. Și noi invităm pe toată lumea care ne cunoaște să, să uh, să încerce să viziteze site-ul nostru, să vadă ce producem, să um, înțeleagă că producem o, o, ceva doar natural, durabil, uh, ceva care va rămâne ca un tezaur pentru familia lor și, și va rămâne și copiilor, copiilor lor. Pentru că în ultimul timp um, se um, valorifică. A, 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 sunt aduse în prim plan alte valori, dar valorile naționale tot timpul rămân pe primul loc și ar trebui să le lăsăm și noi copiilor noștri. Mulțumim foarte mult pentru acest mesaj frumos! Vă urăm succes și vă mai așteptăm la Radio Vocea Speranței atunci când, când aveți noutăți.